Am ales să mă înscriu în Acceleratorul Predau Viitor pentru că vreau mai mult de la mine. Vreau să explorez modalități noi de predare și de abordare a elevilor și a actului educațional în general și ca să cunosc oameni noi. Un moment deosebit pentru mine în cadrul acceleratorului este greu să aleg unul singur, pentru că întregul accelerator a fost o experiență deosebită în sine. A avut multe activități diverse și toate se completau. Și mi-e foarte greu să aleg unul. O să mă opresc totuși, dacă trebuie, la workshopul Olimpiei cu learning design, unde am învățat să mă distanțez un pic de mine și să privesc actul educațional în ansamblu, ținând cont de toate elementele, de cum funcționează creierul, de specificul elevilor, de vârsta lor, de cum funcționează dinamica grupului, și a fost foarte interesant. Din experiența acceleratorului voi duce elevilor mei în niște metode interactive și noi de predare și de abordare a actului educațional și a relației cu ei. Voi duce o mai bună conectare cu piața IT și mult entuziasm. Consider că elevii mei au nevoie, în primul rând, să gândească, să fie foarte atenți în jurul lor și să știe să învețe. Și să învețe permanent, pentru că e un proces care nu se încheie niciodată. Rolul profesorului de informatică este de a fi, în primul rând, un facilitator de experiențe. Este un termen pe care l-am învățat aici, în cadrul acceleratorului, și mi s-a părut foarte potrivit. Pur și simplu trebuie să-i ghideze pe elevi în procesul acesta de a se descoperi și de a descoperi universul din jurul lor. O idee de proiect pe care mi-aș dori să o pun în practică ar fi un concurs de proiecte cu echipe mixte, cu elevii mai mici și mai mari, care să aibă background-uri diferite și să-și completeze ideile reciproc și să-și dezvolte creativitatea, să-și folosească resursele de imaginație și de creativitate. Și apoi aș mai încerca și niște vizite la companii de IT, ca să se conecteze și ei cu piața mai mult. Aș recomanda programul Predau Viitor pentru că este o experiență deosebită. Mi-a plăcut că au fost multe activități și foarte diferite între ele și mi-a plăcut mult grija și atenția pe care organizatorii au manifestat-o față de toți participanții. Acceleratorul Predau Viitor a fost pentru mine un spațiu în care m-am redescoperit, mi-am redescoperit motivele pentru care am ales să fiu profesor și un spațiu în care am evoluat împreună cu alți colegi.